Bună seara, dragi telespectatori! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Studenții de ieri. Ultimele 11 ediții ale acestei emisiuni au constituit o călătorie frumoasă prin care eu am avut onoarea de a vă prezenta cadre didactice dedicate și active. Iată că această călătorie ne-a dus în sfârșit și la Facultatea de Științe ale Comunicării, în cadrul căreia sunt studentă. Cea mai mare bucurie este să am astăzi alături de mine un cadru didactic care mi-a îndrumat și mie pașii, un om blând și frumos din toate punctele de vedere. Am bucuria de a vă prezenta pe lector dr. Simona Simon, prodecan al Facultății de Științe ale Comunicării. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, Raluca! Bine te-am găsit! Vă mulțumesc că ați acceptat invitația și mi-ați oferit această bucurie de a vă avea alături de mine și de a vă cunoaște acum altfel decât v-am cunoscut în acești 3 ani de facultate. Mă bucur că sunt aici și putem schimba câteva impresii. Aș vrea, așa cum probabil v-ați dat seama, să discutăm despre studenția dumneavoastră. Care este primul lucru care vine în minte atunci când spun studenție? Cred că libertate. Libertate de acțiune și nu numai din punct de vedere al faptului că atunci când devenim studenți, mulți dintre noi plecăm de acasă, din căminul părintesc, eu sunt din Reșița, și odată cu începerea perioadei studențești mi-am luat viața în mâini, cum se spune. Dar și din altă perspectivă libertate, pentru că eu mi-am început studiile universitare în anul 1993, deci la 4 ani după Revoluție. Ei, atunci societatea noastră suferea foarte multe schimbări și era o explozie de dorință de libertate, mai bine sau mai prost înțeleasă. Și așa că a fost un pic dificil pentru noi, cei care am trăit și în perioada comunistă și în perioada postcomunistă, să ne adaptăm la noile paradigme și să luăm deciziile potrivite, mai ales că nu întotdeauna am înțeles că libertatea înseamnă, de fapt, libertatea de acțiune într-un cadru reglementat. Altfel se creează haos, evident. Și atunci, poate nu tot timpul am reușit să ținem balanța potrivită în anumite situații. Ce vă amintiți dumneavoastră din prima zi de facultate? Emoțiile acelea când ați mers într-un amfiteatru plin? Un amfiteatru arhiplin, multe, multe flori, și multe fețe zâmbitoare, cred că la fel și acum, foarte mult entuziasm, dorință de a cunoaște, de a experimenta lucruri noi, oameni noi, de a întâlni și a avea o viață poate diferită decât cea mai matură, sperăm noi, decât cea pe care am trăit-o în liceu și înaintea liceului. A fost vreun moment în cadrul studenției dumneavoastră în care v-ați dat seama că, da, într-adevăr ați făcut alegerea bună optând pentru facultatea respectivă, sau poate vreun moment în care ați avut vreun regret că ați făcut respectiva alegere? Eu alegerea am făcut-o cu sufletul. Eu am terminat engleză-germană ca și specializare. Sincer, am avut foarte multe gânduri de a deveni altceva, dar cred că asta m-a caracterizat și m-a definit și cred că mi s-a potrivit cel mai bine. N-am regretat nicio secundă că am ales drumul pe care l-am ales și în continuare susțin că trebuie să-ți alegi calea în funcție de ce talente ai și să le exploatezi la maxim. În felul ăsta putem să ne și dezvoltăm, facem și cu plăcere. Tot timpul și copilor mei le dau exemplu. Cum ar fi materia pe care o urăști, nu-ți place absolut deloc și să-ți alegi o meserie care nu te reprezintă. Este un calvar zi de zi să practici și nici nu vei putea ajunge vreodată bun profesional. Evident că dacă nu-ți place să cercetezi, să mergi în profunzimea lucrurilor, nu ai cum să progresezi
pe termen lung. Dar în ce moment v-ați dat seama că vreți să continuați în mediul academic? Asta a venit oarecum ca o întâmplare. Am știut că vreau să mă fac profesor, deși nu de la început. Prin anul 3 de facultate m-am hotărât că vreau să merg în direcția asta. Am lucrat un an de zile în învățământul preuniversitar, un an și un pic. Și după aceea s-a evit oportunitatea de a începe o colaborare la Plata Cora cu Universitatea Politehnica și am avut inițial multe discipline de limba engleză în poli, se țin și acum limba străină, engleză, germană, franceză și pentru specializările tehnice. Și după aceea am dat concurs pe post, m-am înscris la doctorat ulterior. Drumul firesc. Drumul firesc și pe care trebuie să ți-l asumi dacă dorești să rămâi în mediul universitar. Care era pe atunci relația între studenți și cadrele didactice? Pe vremea studenției mele? Da. Era o relație în schimbare, aș zice, pentru că și cadrele didactice au trăit în două regimuri, cum ar veni, comunism și postcomunism, și ele doreau să aducă un suflu nou în cadrul orelor de curs și de seminar, și ele încercau să se adapteze la noile modele relaționale importate din vest. Așa că era o relație, cred că, în schimbare față de ceea ce experimentasem în perioada de liceu, o relație mai deschisă, mai caldă, o relație în care, sau din pricina faptului că era o relație mai deschisă și mai caldă, multe seminarii și ore de curs erau foarte provocatoare. Eram provocați să gândim, eram provocați să ne exprimăm punctul de vedere, lucruri care nu erau foarte comune în perioada comunistă, când învățământul era în principal profesorul preda, tu învățai și cam atât se sfârșea, nu ți exprimai nici la liceu. Am avut câțiva profesori, într-adevăr, care dar liceul l-am prins deja în perioada postcomunistă, care încercau acest nou mod de relaționare, de stimulare a inteligenței și creativității elevului. Dar era oarecum nou față de trecut. Ați avut vreo materie la care să învățați pur și simplu de drag și nu din cauza presiunii notelor mari? Am avut o materie, da. Și cred că materia respectivă sau literatura. Și cred că literatura m-a și determinat în primă fază să aleg limbi străine. Mi-a plăcut și să citesc și citesc acum literatură de orice fel cu foarte mare plăcere. Consider că e o delectare, un hobby, dar și o provocare. Și înveți foarte multe din literatură, mai ales din punct de vedere al relaționării umane. Foarte deseori multă psihologie este în literatură. Și asta te ajută în viața de zi cu zi. Mulți tineri spun că viața la cămin dă o culoare acestei perioade, studenție. Vreau să-mi povestiți cum a fost pentru dumneavoastră experiența statului la cămin, trecerea de la acasă, trecerea la independență. N-a fost ușoară. În primul rând, părinții mei locuiesc într-o zonă foarte liniștită și atunci locuiau tot acolo. În cămin, viața e mult mai tumultoasă și atunci și acum. Și mi-a fost un pic dificil să mă adaptez la noul stil de viață, pe de o parte. Pe de altă parte, deși savuram independența pe care o dobândisem semn de curând, la momentul respectiv, pe de altă parte, anul întâi mi s-a părut foarte dificil. Și prima sesiune, până am reușit să mă reglez din punct de vedere al timpului, al dozării efortului, ca să obțin rezultatele dorite.
Și din alt punct de vedere, viața la cămin a fost un șoc și pentru că nu era aceeași calitate ca acum. Erau condiții mult mai proaste, cu uși sparte, WC-uri nefuncționale sau calorifere sau chiuvete, șobolani chiar la dușuri. Țin minte că făceam zgomot, dădeam în ușă ca să speriem șobolanii înainte de a intra la duș. Dar n-aș putea spune că îmi aduc aminte cu neplăcere. Au fost experiențe trăite care m-au... au fost niște lecții de viață până la urmă și m-au făcut să apreciez poate mai mult diverse lucruri sau situații pe care le-am trăit ulterior. Dar care a fost cel mai dificil lucru din această perioadă a statului la cămin? Din punctul meu de vedere, adaptarea la noile condiții și la vacarm. Era zgomot non-stop. Și cum reușeați să învățați? Cu mult efort și cu mers acasă în weekend-uri, deseori, foarte deseori. Aveați norocul că... Eram aproape, da. Mai erau sălile de lectură, unde, dar atunci când ești obosit, adormi pe cărți. Și parcă când înveți, atunci te ia somnul. Uneori, da. Uneori, da. Dar din punct de vedere al distracției la cămin, cum era? Cred că nu e foarte mare diferență între atunci și acum. Și atunci lumea savura și evenimente culturale, și ieșiri la terase, ca și acum, și plimbări prin parc, și, eu știu, discoteci erau pe vremea respectivă, acum cred că s-a cam perimat termenul. Erau serii în care ne întâlneam pentru a juca tot soiul de jocuri de societate. Și văd că și acum se aruncă pungi cu apă vara pe alea studențească, un obicei care a existat și pe vremea noastră. Deci nu cred că s-a schimbat chiar așa de mult lumea. Poate mai mult, internetul, calculatorul, poate mai mult orientarea tineretului spre zona asta. Pe vremea noastră nu era așa familiare. Vă rog să-mi povestiți un moment amuzant de la un seminar sau un curs. Acum foarte multe momente amuzante nu mi-au rămas în minte din timpul cursurilor sau seminarilor, dar țin minte la un moment dat că aveam un profesor de limba germană foarte, foarte drăguț, tânăr, nonconformist, deci eram toate fetele foarte mult îl îndrăgeam. La filologie fiind majoritatea fete, aveam cred că un singur băiat de la jurnalistică germană și doi băieți de la istorie germană, specializarea istorie în limba germană. Și rest eram fete, cât vedeai cu ochii. Și dânsul preda ce avea de predat, ne explica de zori, era vară, geamurile erau larg deschise, nu exista aer condiționat pe vremea aceea, sau nu în universități. Și la un moment dat se aude un zgomot foarte puternic, ne-am speriat toți, dânsul se apleacă foarte tare pe geam, mai să pice, dar nu a picat, și continuă să ne povestească ce avea de povestit, el pe geam, noi n-auzeam nimic, chicoteam, mi s-a părut foarte strani așa toată povestea asta și ne-a amuzat o perioadă, dar altele așa nu. Asta îmi vine în cap acum, nu mi-aduc aminte de altă situație hazlie, să zic așa. Având în vedere că în viața mea experiența lucrării de licență se apropie cu pași repezi, aș vrea să vă întreb cum a fost pentru dumneavoastră toată această experiență a licenței? Cred că nu e diferită față de a voastră. Și noi când vedeam câte subiecte avem pentru examenul final, ne-a apucat durerea de cap și trebuia să parcurgi, că erau totuși unele materii din anii de început care nu mai erau așa de proaspete în memorie. Dar lucrarea de licență propriu-zisă, cred că ca și la voi, întâi nebuloasă, după aceea se face încetul cu încetul lumină.
după aceea știi exact ce trebuie să faci și la final te bucuri de ce ai reușit să crești. De cele mai multe ori ești și mândru că ai putut să o duci la bun sfârșit și să obții rezultatul pe care ți l-ai dorit. Dar ați luat-o așa din timp sau pe ultima sută de metri? Eu am luat-o din timp. Foarte bine. Eu am luat-o din semestrul întâi, foarte conștiincioasă am fost și mi-am, cum spun, am învățat din anul întâi să-mi eșalonez efortul. Care au fost cele mai mari realizări profesionale de care ați avut parte în perioada studenției? Acum, dincolo de rezultatele școlare propriu-zise, cred că cel mai important moment pentru mine a fost, mă țin minte, cred că în anul 2, în vacanța de vară, am lucrat ca interpret în cadrul unui curs și o serie de workshop-uri. Experiența asta m-a ajutat, mi-a deschis niște orizonturi profesionale și iată că acum predau interpretare consecutivă la specializarea traducere-interpretare. Deci cred că ăsta a fost un moment foarte important pentru mine în care mi-am deschis ochii și poate momentul în care m-am întors mai mult spre partea asta de lingvistică, lingvistică aplicată, pe care o predau și am discipline din domeniul ăsta pe care le predau la ora actuală. Ce ne puteți spune despre viața actuală de student? Cam ce s-a schimbat în comparație cu perioada în care erați dumneavoastră studentă? Știu că nu multe, dar câteva. Eu, o schimbare majoră pe care o văd este, pe vremea noastră, în primul rând, nu erau atâtea oportunități de angajare pentru studenți. Și atunci foarte rar studenții lucrau în timpul studenției, axându-se mai mult pe studiu și pe petrecerea timpului liber, cum e firesc să le îmbini și acum, dar tot timpul. Acum foarte mulți se angajează chiar din anul întâi, ceea ce afectează de cele mai multe ori rezultatele școlare și calitatea studiului implicit. Motivele acum pot fi diverse, dar cred că asta ar fi cea mai mare diferență între studenții de atunci și studenții de acum, dincolo de tehnologii și... Chiar am sesizat că pe parcursul acestor ediții pe care eu le-am avut, absolut toți invitații mei au menționat despre angajarea poate prematură a studenților. Care este părerea dumneavoastră? Ar fi bine ca noi ca studenți să mai așteptăm puțin până să ne angajăm? Eu aș zice că da, că e foarte greu să ții balanța, totuși curicula e destul de încărcată și prezența la cursuri și la seminarii ajută la înțelegerea în profunzime a materialului predat. Și atunci cred că experiența asta practică pe care o dobândești în muncind din studenție poate fi dobândită și mai încolo, nu neapărat din primul an de studenție. Renunți la anumite informații pe care după aceea greu le mai recuperezi, să zic așa. Haideți să ajungem puțin la dumneavoastră în prezent și v-aș întreba cum arată viața dumneavoastră acum? În ce sens? Din punct de vedere profesional, dar și personal. Cum sunteți acum în prezent? Cred că sunt o persoană mulțumită și echilibrată, cred. Uneori este greu să păstrezi balanța între familie și profesie, dar cred că dacă vrei să fii mulțumit și echilibrat, spun, ca persoană, indiferent că ești femeie sau bărbat, cred că trebuie să te simți împlinit pe ambele planuri, și personal și profesional. Una fără cealaltă e ca o mână fără cealaltă. Ești șchiop, ești știrb, ești incomplet, cred eu. Chiar vroiam să vă întreb, cum realizați dumneavoastră acest echilibru între viața profesională și cea personală? Fiindcă mă gândesc că nu e ușor, aveți doi copii, un soț, nu e chiar atât de ușor. Nu este ușor deloc. Dar cred că asta este o problemă pentru toate familiile în care ambii parteneri lucrează.
și în care există copii poate la vârstă, înainte de vârsta majoratului, copii care au nevoie de ambii părinți, poate în anumite situații de mame mai mult decât de tați, dar de ambii părinți, clar. Și nu este ușor. De multe ori trebuie să stau noaptea să finalizez ce n-am reușit să finalizez peste zi. Uneori mă simt copleșită și am senzația că nu reușesc să le cuprind foarte bine pe amândouă, dar nu aș putea altfel. Cum zic, cred că trebuie să existe o mulțumire pe ambele planuri ca să fii echilibrat și mulțumit cu viața ta și fericit. Dar eu am fost foarte norocoasă, pentru că am o familie care m-a sprijinit tot timpul. Un soț, părinți, socri, prieteni care m-au sprijinit foarte mult în tot ce am dorit să fac. Asta este o adevărată binecuvântare. Adevărat. Deci sunt chiar foarte norocoasă. Alții poate sunt mai puțin norocoși. Am vorbit cu dumneavoastră despre cum este să fiți cadru didactic. Acum v-aș întreba cum este să fiți mamă. Puh! Mama este dificil tot timpul să fii. Când copiii sunt mici, este o foarte multă energie fizică consumată. Pe măsură ce cresc, energia psihică parcă se consumă mai mult sau e nevoie de mai multă energie psihică. Și mamă de adolescență este foarte greu să fii. Copiii mei amândoi sunt în perioada preadolescenței și adolescenței și nu-i chiar ușor. Perioada mai tumultoasă? Mai tumultoasă, da. Da, ai trecut și tu prin ea. Da, îmi amintesc foarte bine. Am avut noroc să nu fiu chiar atât de agitată, dar vine cu destul de multe greutăți și această perioadă pentru ambele părți. Pentru ambele părți, da. Da, e foarte important să menționăm asta. Lăsând la o parte informațiile teoretice pe care le-ați acumulat în timpul studenției, ce lecții de viață v-a învățat această perioadă? Cred că principalele lecții de viață pe care le-am putut învăța au fost legate de acceptarea celuilalt, adaptarea, flexibilitatea, puterea de a asculta și opinia celuilalt. E o vorbă, să ai urechi de auzit și ochi de văzut. Cred că numai așa poți și să te integrezi într-un grup, de unde acasă ești acceptat oricum în familie. În momentul în care mergi în societate, trebuie să încerci să-ți alegi grupurile, dar și să te adaptezi grupurile potrivite. Este un proces practic inconștient, probabil, de cele mai multe ori, de negociere a valorilor ca să poți exista în acel grup. Aveți vreun regret că ați fi vrut să faceți ceva în timpul studenției și nu ați reușit din diverse motive? Acum n-aș putea spune că am un regret anume, pentru că fiecare experiență trăită m-a ajutat să devin ceea ce sunt. Un regret anume nu aș avea, poate unul general, nu neapărat legat de studenție, ci mai mult de personalitatea mea. Sunt deseori foarte perfecționistă și atunci multe lucruri, uneori dorința asta de perfecțiune este o piedică în calea progresului. Și atunci de multe ori amâni realizarea anumitor proiecte pentru că nu au forma pe care ți-o dorești, acea formă perfectă în accepțiunea ta. Și asta cred că uneori poate fi un lucru, cum spun, care te împiedică în anumite etape. Mulți dintre noi vă cunoaștem ca și cadru didactic, ca și prietena studenților, pentru că asta este realitatea, și acum ca prodecan al Facultății de Științe ale Comunicării. Dar puțin știm ce presupune această poziție. Cam ce ar presupune? Foarte multă muncă administrativă. Nu m-am gândit că e atât de multă muncă administrativă, dar este. Foarte multă capacitate sau disponibilitate mai degrabă de a munci în echipă.
flexibilitate și acceptarea celuilalt așa cum este și găsirea unor situații potrivite în care să își desfășoare sau să-și pună în evidență calitățile, că nu degeaba se spune omul potrivit la locul potrivit. Cred că e foarte înțeleaptă zicala. Ce părere aveți despre următoarea afirmație? Credeți că ne putem duce viața conform gândirii noastre sau reprezintă amprenta unui destin? Cred că fiecare din noi avem anumite talente pe care poate nu ni le descoperim la timp sau deci le descoperim mai devreme, mai târziu, dar cred că este important să ni le exploatăm atunci când le descoperim pentru a deveni niște ființe complete. Deci, indirect, cred că trebuie să fim atenți la experiențele pe care le avem pentru a ne descoperi și pentru a ne crea viitorul pe care dorim să-l avem. În finalul acestei ediții aș vrea să vă întreb ce stare de spirit ați dori să transmiteți studenților care ne urmăresc. Fiți fericiți! Căutați sursele fericirii și exploatați-le pozitiv, evident. Fiți curajoși! Pentru că limitele există doar în creierul nostru. Dacă evaluăm corect situațiile și ne pregătim pentru succes, vom avea succes. Dar asta presupune multă muncă. Fiți democrați. Din punctul meu de vedere, este o trăsătură pe care toți ar trebui să o avem. Pentru că democrația presupune și capacitatea de a accepta și auzi părerea celuilalt și de a ajunge la un punct comun. Și cred că este important și în plan personal și în plan profesional să fim democrați. Și poate nu în ultimul rând, fiți politicoși. Dacă sunte politeția presupune și respect pentru aproapele nostru, ceea ce înseamnă că nu trebuie niciodată să ne umilim nici direct, nici indirect aproapele, pentru că implozia de sentimente negative duce la explozie de sentimente negative, deci nici de cum la progres și la cooperare. Cred că asta mi-ar veni în cap acum. Vă mulțumesc! Moment. Și eu îți mulțumesc foarte mult! Aș vrea să vă mulțumesc din suflet pentru că mi-ați oferit în primul rând mie bucuria de a vă avea alături de mine și în al doilea rând telespectatorilor care vă pot cunoaște exact așa cum sunteți dumneavoastră. Îți mulțumesc și eu foarte mult și ție și colegilor tăi că mi-ați oferit oportunitatea aceasta de a retrăi. Sperăm să niște vă întoarceți ani cât de curând în platou și să discutăm și de alte aspecte cu ale vieții. Cu tot dragul. Dragi telespectatori, vă mulțumim că ne-ați urmărit și în cadrul acestei ediții. Vă dăm întâlnire peste fix o săptămână, luni, de la ora 18, pentru a vă dezvălui noi surprize și noi invitați deosebiți. La revedere!